Da, olă. Aoleu, dă mai tare puțin. Așa, gata, ia, fii atent. Mi-am amintit. Și-am zis verde sălcioară, de zice dumneata, m-ar mai trage inima, măi. Dar de zice dumneata, m-ar mai trage inima, măi. Ce să-ți fac? Bine, bine! Hei! Da, am emoții. Vă rog mult să mă aici pe o porție de alo, domnul, o porție de sarmale, vă rog. Doamne, mai cald, domnul, să leșin aici. N-am mâncat ăsta mic. Mărioară de la Gorj, mărioară de la Gorj, de la neca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. De la neca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. De la neca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. De la neca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Haideți, domnul Pepe, dar s-a spus să rămână la rogă rușine. Doamne de la masă, păi se poate, luați doamnele la dans. Cântecul ăsta frumos despre mărioara fată deșteaptă. Domnul Pepe, sunteți fanul meu. Ia auziți ce spune băiatului, păi se poate. Țineți negrav la tata, băi. Păi țineți negrav la tata, băi. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca. Băie de capul meu. Ce? 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 Băi, la populară se face piciorul frumos. N-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. N-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. Și, și, și. Să știți că eu v-am mai văzut.
flăcău, ba, fată și flăcău. Dar mai bine servesc eu, că ai fost drăguțul meu. Dar mai bine servesc eu, că ai fost drăguțul meu. Și? Și? M-ai ajutat de te-ai... Ia fi atent. Asta e pentru fetele alea înalte. Cine te-a făcut pe tine, tu doriți-o nene, așa înaltă și subțire, tu doriți-o nene. Parcă m-a întrebat pe mine, tu doriți-o nene, pe mine, tu doriți-o nene. Ai văzut că te-am ajutat? Fiată. Și tu doriți-o să-ți spun drept, tu doriți-o nene, mi-ai făcut o rană în piept. Nu e rană de cuțit, tu doriți-o nene, dar e rană de iubit, tu doriți-o nene. Tu doriți-o fată rea? Deci am primit poză cu sarmale, oameni buni, asta vă arătam. Cu sarmale în fața televizorului unde se uita la concert. Sarmale, sormăluțe cu smântână în fața televizorului. Ferească Dumnezeu, zice așa, Caterin. Exact m-am simțit, exact când vreau să plec de la un eveniment și nu pot.